Accidentele se țin lanț în delta Dunării. Doi pescari au trăit momente de groază la mila 23, la nici 24 de ore după tragicul accident de la Partizani, în care un tânăr și-a pierdut viața. Embarcațiunea celor doi pescari a luat foc, iar la bord au avut loc și mai multe explozii. Din fericire, totul s-a terminat cu bine și ambii bărbați au reușit să se salveze în ultimul moment. Incendiul izbucnit la bordul embarcațiunii a fost observat la mila 35 a deltei Dunării. Este zona care face legătura între Dunăre și brațul Chilia al fluviului. Către locul solicitat a fost direcționat un echipaj de pompieri din cadrul detașamentului Tulcea cu o embarcațiune. La momentul izbucnirii incendiului, la bord se aflau două persoane care au reușit să se autoevacueze cu ajutorul unei alte bărci aflate în apropiere. Cei doi bărbați au fost aduși în siguranță la mal, dar momentele dramatice au continuat. Două explozii puternice s-au declanșat la bordul embarcațiunii. Imaginile surprinse de la fața locului arată cum barca, înconjurată de flăcări uriașe și fum dens negru, se apropia periculos de mal. Flăcările riscau să se extindă și pe uscat. Unul dintre barcagii a avut buna inspirație să arunce o parâmă spre embarcațiune și să o agațe. Dă-i, Dani, dă-i pe mijloc, dă-i! Scoate-o, mă, că o bag în mal aici! Scoate-o, mă, pe mijloc! În final, barca a fost dusă arzând spre mijlocul canalului. Cauza probabilă a incendiului, un scurt circuit la unul dintre motoare.